Mihai, la modul la care domnul procuror a interpretat speța, doamna procuror sau cine este, nu e tentativă de omor, pentru că dânsa se orientează după o procedură penală depășită, inoperantă, birocratică, naivă, lipsită de pragmatism și așa mai departe. Pentru că dânsa nu ia în calcul pericolul social al acestui gest. Dânsa va numi tentativă de omor atunci când pericolul ăsta social se concretizează. Adică cataroiul ăla o lovește în cap, glonțul tău trece prin persoana respectivă, nu moare nici glonțul, nici persoana cu glonțul, nici persoana cu piatra și rămâne tentativă de omor. Domnule, la definirea infracțiunii, Mihai, în codul de procedură, în codul penal, în codul de procedură penal, nu se mai vorbește de pericolul ăsta social. Și datorită acestui lucru, e legată procurarea de mâini pentru că nu are instrumentul respectiv și consideră că nu a fost vorba de un pericol social concret, adică în materialitatea sa. Dar de câte ori noi profesorii, în amfiteatre, le-am vorbit procurorilor, judecătorilor, avocaților, polițiștilor despre aplicarea în spiritul ei a legii respective. Dar atunci când exista în definirea infracțiunii conturarea pericolului social, atunci lucrurile aveau o finalitate, nici nu vreau să o caracterizez altcumva decât a bunului simț. Păi stai tu la caracal în fața porții noaptea să se facă 6 dimineața și să ai ordonanță de la parchet când tu ai comunicarea dintre fetița aceasta îngrozită la dispecerat, înregistrată, vine, mi-e frică. Ce mai aștepți, omule, că ai împrejurări justificative, vedeți dumneavoastră, că spețele acestea trebuie gândite în mintea capului, atunci, pe loc, operant. Împrejurări justificative strigau că fata este acolo și că îi se putea întâmpla treaba asta. Trebuia intrat, rupt ușile în capul lui dincă ăsta zăpăcitul, care văd că se ține de foile toane, de povezi romanțate, etc. Și poate erau salvate fetele, nu pot să-mi dau seama mai mult. Deci am vrut doar să nuanțez că în aplicarea legii trebuie să fie extraordinar de pragmatic și de realist, nu naiv. Păi n-a fost pericol social, a dat cu piatra, n-a lovit-o. Păi acești